Este un individ afară cu o mașină care stă de vreo 2-3 ore aici și stă cu telefonul în mână în momentul ăsta și eu nu înțeleg. Uite, stai că m-a văzut. Stai așa. Trebuie să trag perdeaua. Stai că se uită la mine. 13 și 11 minute. Astăzi este 31 ianuarie. Și se pare că, deci pe bune că, da, este cineva din, se pare că și-a făcut cont nou, da, deci acum și-a făcut cont nou și trimite mesaje, da. Da. Se pare că are chef de caterincă. Foarte. Da, și chiar la poartă. Bineînțeles. Ce mașină e asta? Deci, hai să fii cam prost pentru că te dai singur de gol cu mașina. O mașină neagră. O mașină neagră. Bun. Perfect. La poliție continuăm cu toate astea. Uite, îmi scrie acum. Deci îmi scrie acum în timp real. Da, deci cineva ne urmărește acum în timp real, nu știu dacă e chiar în momentul de față, mesajul Antohe Robert. Da. Acum a trimis, deci acum mi-a apărut pur și simplu. Și sincer tremur, pentru că mi se pare o chestie foarte anormală ca cineva să-ți facă treaba asta. Deci asta este un psihopat. Stai direct la pușcărie, ar trebui să intre. Astăzi o să fie un video pe care nu m-am gândit vreodată că o să-l fac, deoarece eu și familia mea suntem amenințați de un individ psihopat, cel mai probabil, un individ foarte dubios, pe care nu-l cunosc, nu știu cine este și nu știu ce vrea de la mine sau dacă i-am greșit cu ceva vreodată. Și ne amenință într-un mod cât se poate de real. Astăzi m-am trezit cu cineva la poartă, cu un individ care a căzut în capcana celui care face aceste farse, dacă le pot numi. Am nevoie de ajutorul cuiva care se pricepe, nu neapărat în IT, ci ideea este că oricum am fost la poliție, am făcut reclamații, am dus toate dovezile, am scos toate conversațiile, tot, am filmări, tot ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni, pentru că treaba asta cred că a început acum 6 luni, când cineva binevoitor a aflat jumătate din adresa mea, că toată lumea la urmă urmei știa că locuiesc în Corot, dar strada efectiv era ușor de aflat, adică pana mea. Sunt și om ca oricine, deci nu sunt o persoană wow, nu mă interesează că eu postez clipuri pe YouTube, nu mă consider o persoană cunoscută, ideea este că sunt om, am familie și în momentul de față mă simt amenințat, am fost amenințat, direct amenințat. Soția mea este amenințată, cineva se dă în numele ei, i-a furat, o să vă explic totul, deci nu știu cum să încep să povestesc, de unde să încep, puțin speriat, în același timp stresat, pentru că nu știi ce se poate întâmpla mai departe, dacă e o glumă care a luat-o prea în serios acea persoană, pentru că pentru mine nu e o glumă, probabil dacă ești unul sau doi sau sunteți un grup de prieteni și râdeți acolo efectiv singuri în fața tastaturii, a calculatorului sau pe telefon, sunteți efectiv reduși mental, iar cuvintele pe care le-ați spus în aceste mesaje pe care mi le-ați trimis mie în privat, tu cel pe care le-ai făcut, mai ales dacă ești major, o să ai maxim de suferit pentru că asta e caz penal.
se poate ajunge la caz penal 100%, mai ales pentru că ai spus niște lucruri pe care o parte o să le afișez aici undeva pe niște screenshot-uri pe care le-am făcut. O parte nu le voi pune pentru că sunt prea grosolane. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, am și o filmare. Astăzi s-a întâmplat totul și azi m-am hotărât. Deci am evitat în ultimele săptămâni să spun ceva pe public. Până mi-a pus astăzi capac faza cu persoana care a venit de la care a venit la mine la poartă și a stat câteva ore. În timp ce eu eram în curte, deci persoana asta stătea și se uita la mine în curte, așteptând să iasă soția mea ca să o ia cu mașina, să o ducă nu știu unde, să facă cu ea nu știu ce. E vorba de dragoste și alte nebunii, pentru că un individ foarte inteligent a luat pozele normale de ale mele și de ale soției mele, poza de profil, orice poză pe care poate să o vadă oricine, că e profilul public, adică nu se ascunde nimeni cu nimic, și a creat niște profile false cu pozele acelea pe site-uri porno, pe site-uri de ochiate sau de întâlniri XXX sau ce chestii de genul mai erau acolo, că nici măcar n-am intrat, am luat-o ca o glumă, am spus prima dată, bă, n-are ce face cineva, și mi-a trimis asta, un screenshot acolo, a creat și a pus o poză. Asta a fost acum vreo 2, 3, 4, 2 săptămâni, tot acum, în ianuarie. Da? Suntem în 31 ianuarie 2023. Astăzi s-a întâmplat ceea ce mi-a pus capac. Și soția mea este speriată, eu cu atât mai mult sunt speriat în momentul în care ai ajuns să spui cuvintele că tu vii și mi-ameninți copilul de un an și jumătate că vii și-l iei. Sau că ceva îl faci și că o să pun aici screenshot-ul respectiv cu ceea ce a zis că a furat sau a luat copii, nu copii, a luat fete și nu a fost prins, ceva de genul, care sunt 100% convins că este o glumă pe care ai încercat să o faci, dar în momentul în care ai spus ceva de copilul meu, efectiv aici a pus capac. M-am dus pentru a doua oară la poliție, am explicat, mi s-a spus ce să fac, am făcut. Am sunat la poliție acum două săptămâni, cam două săptămâni în urmă, o săptămână jumate, două, când s-a întâmplat. Nu mă așteptam să răspund așa greu. Mă sună de 10 ori și nu răspunde, ești nebun, ci că să sun eu pentru la poliție. Ai vreo urgență? Bună, nu, ce urgență aveți? Bună ziua! Vă sun deoarece nici nu știu unde să apelez, dar am... Vă înțeleg greu, vorbiți cu telefonul pe speaker? Da. Da. Da, nu vă înțeleg bine deloc, să știți. Am înțeles, stați așa. Mă auziți mai bine acum? Mă auziți bine acum? Da, vă sunt în legătură cu o problemă, cred că puțin mai anormală, dar nu știu cum să explic și nu știu unde să apelez, pentru că am încercat să contactez și pe cei de la Facebook, dar nu găsesc. Este o persoană dubioasă care cred că pentru a treia, patra oară își bate joc de familia mea, de mine personal. Nu știu dacă e aceeași persoană, sincer, dar... Da, da. O treabă asemănătoare, când ai făcut acele prime conturi, că sigur te vei uita la acest videoclip, nu știu cine ești, dar vom afla, am două piste, două variante, pe care le pot și spune în public, nu vă zic numele. Este o persoană între 30 și 40 de ani, care știu că mă urmărește foarte atent și care îmi dă mie de bănuit și știu și cine ar putea să fie, dar nu sunt convins, adică cred, nu bag mâna în foc. Dar o să se afle după IP, după toate treburile astea, nu știu unde o să se ajungă, că se ajunge la SRI, că se ajunge, dar efectiv eu nu mă las până nu văd persoana aia prinsă și poate chiar după gratii. Deci efectiv nu mă las. Deci ascultă la mine, tu cel care ești individul ăsta. Am nevoie de cineva care se pricepe. Am încercat să vorbesc cu persoane, am vorbit de fapt cu persoane mai multe, care se pricep la partea asta de IT, care lucrează la Facebook. Mi-au spus toți, te duci la poliție și mai departe se descurcă Facebook-ul, dar trebuie să faci plângerea legală. Bun, asta am făcut, mai departe așteptăm. Acum 6 luni, la fel, când a fost treaba cu persoana care îmi trimitea colete acasă, zeci de colete, de zeci, sute de milioane, fusese un colet, nu am mai spus, că m-ați întrebat, am mai trimis colete? Am mai trimis atunci colete, acum 6 luni, prin vară. Dar n-am mai continuat să filmez de fiecare dată când primeam câte un colet. Eu am adunat toate materialele, dovezile, când venea câte un colet, am filmat totul, conversații și ce mai a fost în perioada aia. Individul respectiv și-a creat și conturi pe OLX și a căutat pe cineva de la mine din oraș, din comună, de aici, care
mai de mult cumpărase un iepure de la mine și ăla avea cont pe OLX și vindea iepurași, pui de iepurași, și el a vrut să-i vând, tipul ăla l-a căutat pe persoana respectivă să vină la mine să îmi vândă și respectivul mă cunoștea, știa că a luat iepuri de la mine și știa și video pe care l-am făcut în urmă cu câteva zile cu țeparul respectiv care îmi trimitea colete și a încercat să descopere respectivul prăduitor. N-am reușit, bineînțeles. Dar, pentru că e foarte ușor, faci cont, îl știi și așa mai departe. De ce nu am reușit? Pentru că am zis, hai să-l las în pace, bă, hai să-l las, nu mă duc la poliție. Am fost la poliție, am făcut plângere, dar am stopat plângerea aia. Am zis, hai că s-a potolit, ok. Am zis că o să înceteze, dar în momentul în care de vreo două săptămâni tu ai început să creezi conturi false, cu poze normale, că n-are nicio poză anormală, nu face așa ceva, nu are conturi de pe site-uri porno nimeni, mă refer la eu, soția mea și așa mai departe, nu am făcut așa ceva în viața mea, dar când iei o persoană, poze de la o persoană normală și creezi un cont și automat o să înceapă persoane străine să converseze cu acel cont, tu ai timp să stai la calculator și să vorbești atât de mult, înseamnă că ai foarte mult timp, ori ai ceva probleme mentale. Deci, altă variantă nu văd. S-a dat drept soția mea, conversând, și bineînțeles, cred și consider că este aceeași persoană de acum 6 luni, pentru că nu are numărul meu de telefon, nu a dat niciodată numărul meu de telefon, că nu se știe, nici al meu, nici al soției. Dar a pornit de la treaba aceea cu acel individ care, ca orice om care a vrut pur și simplu să îi dau un porumbel, o găină, trebuia să afle adresa mea și eu am spus ca orice om simplu, spuneam adresa mea, dar nu adresa completă, să se știe foarte clar, niciodată n-am spus, am spus Corot și strada, dar strada mea nici măcar nu arată pe Waze, ceea ce a văzut și acel individ în momentul ăla și oamenii care au venit, pentru că nu se arată, nu arată Google-ul, Waze-ul și toate aplicațiile. În schimb, i-am spus să vină la cimitir, de la cimitir automat afli strada pe care stă Bogdan Hriscu, adică bă, știe care știe, cine nu. Băi, sunt om. Deci nu contează lucrul ăsta, dar în momentul ăsta, bine, vii să faci o glumiță de aia, cum ai făcut cu păsările, trimiți oameni de la sute de kilometri, dar în momentul în care faci conturi pe site-uri și a venit astăzi un individ la mine la poartă și a stat două, trei ore, eu am crezut prima dată că persoana respectivă stă la, deci era un om așteptând în mașină, după care am văzut că se plimba pe lângă mașină. Eu eram în curte, bine, prima dată eu venisem, am fost plecat dimineață, m-am întors în jurul orei 11-12 și am văzut mașina aceea parcată la vecinul vis-a-vis. Exact în fața porții mele, dar vis-a-vis. Și persoana respectivă, eu am crezut că este la vecinul, așteaptă pe vecinul, că nu o fie acasă. O trecut o oră, două, apoi am început să primesc mesaje de la un cont nou de Facebook, tot cu numele soției și poza de profil. Data trecută aș făcuse un alt cont, o să atașez pe ecran aici vreo două poze. Acele conturi nu mai sunt. Știu că pe Facebook sunt o grămadă de conturi și fake cu poza mea de profil și așa mai departe. Am un singur cont pe care îl folosesc, nu am alte conturi, o pagină de Facebook și un cont, atât am. Restul toate sunt fake, și pe TikTok și pe Instagram și pe toate rețelele sociale. Deci toate sunt fake. Persoana aceea de săptămâni dădea și mamei soacre, dădea și soției mesaje, dădea nu mai știu cui a dat, lăsa comentarii cu vin să o pe soția ta, vin să nu știu ce, e frumos că faci așa, deci nu pot să afișez aici acele conversații să se vadă. Le-am dus direct la poliție, dar spunea niște chestii foarte urâte, ca să zic așa. Și în momentul în care am primit acele mesaje, el îmi scria acolo în timp real, fiind online, respectivul tip, îmi scria pe telefon, exact o să vă citesc și o să le și afișez poate pe unele dintre ele. Bogdane, vezi că a venit unul său pe soția ta și așteaptă la poartă. Și mi-arată această conversație pe care o să o afișez aici, cel mai ok. Poarta are brazi, casa are camere video, să nu deranjezi vecinii dacă claxonez. Individul ăsta care face caterincă l-a pus pe respectivul care a venit la mine, a venit de fapt la soția mea, pentru că persoana a conversat în numele soției mele și a dat adresa să vină pentru a întreține anumite relații cu ea, să o ia de acasă. Băi, eu nu mi-am dat seama, nu am văzut că trec o oră, după am realizat acum, când am început să realizez că a stat vreo două ore, când eu am văzut mesajele, deci el venise pe la 11-12, pe la 1 și ceva cred că m-am dus eu să îl filmez pe respectivul individ. O zis că e cu 10 metri. Eu n-am citit conversațiile, n-am băgat de seamă, pentru că și acum vreo săptămână jumate
doar îi citeam mesaje și nu îi răspundeam. O singură dată i-am răspuns atunci, îmi amintesc clar când a zis că vin să o pe soția ta, nu știu ce, i-am zis, bă, vreunul de ăsta care n-ar ce face, i-am zis, vino, te aștept, râzând, i-am făcut cu ochii sau ceva de genul, i-am zis, vino, te aștept. El a tot continuat, a tot continuat, până i-a dispărut, a șters contul. În ziua respectivă, seara, sau nu știu, pe după amiază am sunat la poliție, am sunat la poliție la 112, mi s-a spus să conversez, am vreo 7-10 minute cât am vorbit cu ei, că m-a transferat din partea aia, mi-a zis să mă duc la secție la noi, ok, toate astea le-am făcut. Respectivul individ exact povestește ce a făcut și eu l-am văzut, pentru că mi-a spus, vino în fața porții, ok, mă vezi, ești în fața porții, m-am plimbat și prin fața porții, la tine în curte mătură zăpada un băiat cu ochelari, chiar în acel moment eu măturam zăpada cu ochelari. M-am bulversat. Măturam zăpada și automat ăsta m-a descris. Acum m-am băgat în mașină. Așa fusese. Că eu am văzut individul că se plimba, dar eu nu înțelegeam de ce. Și ăsta îl întreabă, de ce comunicăm așa de greu? Nu ești cu telefonul în mână? La aceeași persoană făcuse la fel cu una dintre două dintre persoanele care au venit atunci cu găini la mine la poartă. Vorbea și cu mine și vorbea și cu respectivul om care a venit cu găinile și stătea săracul așteptând de la sute de kilometri ca să îi cumpăr eu păsările, venise la mine la poartă. Apoi trimisese poza aceasta pe care o să vă pun aici din fața porții. În momentul ăla am rămas șocat. Am zis că, bă, poza asta e făcută chiar la mine la poartă azi. Acum e zăpada asta, e proaspătă, e din ziua de azi. Eu acum știu că fusesem plecat dimineața, am dat zăpada și tot. Și stăteam așa, mă gândeam, bă, e cineva care e din Corod și face chef, care chef de caterincă. Apoi am realizat și m-am uitat de aici, din camera asta, m-am uitat pe geam și am văzut că ăla era în mașină și conversa pe telefon, că am dat cu zoom până pe telefonul lui să văd ce face și conversa cu respectivul. Am luat telefonul și am fost direct jos la poartă și vor urma următoarele secvențe pe care o să vi le pun eu, să vedeți că omul era bulversat și el de situația în care se afla, nu știa, eu nu l-am filmat la față, că n-am zis că nu are rost, mi-am dat seama că ăla e prins în capcană la mijloc, a intrat ca orice om. Dar hai să vă arăt ce urmează, secvențele astea. Deci pleacă. Aia chiar. 10WHF Galați. E mașina acolo. Deci e o mașină acolo. 10. Deci 10. Ăla, am tot văzut pe ăsta, că stă pe lângă poartă. Tot stă pe lângă poartă de vreo două ori, dar nu înțeleg de ce. Și a trecut prin fața porții. Deci, pe bune. Bună ziua, mă scuzați, așteptați pe cineva? Pe Sabina. Pe Sabina? Hai, Sabina. Sabina, dar de unde o cunoașteți? De la telefon. De la telefon? Și de unde aveți telefonul sau adresa aceasta, vă rog, cum o să-mi spuneți? Ea mi-a dat. V-a dat ea? Da. Și ce doriți de la ea? Nimic. Nimic? Și de unde v-a dat ea telefonul? Era pe un site. Pe ce site? Nu știu. Să înțeleg că sunteți blocat, da? Da. Ce vreți, știu? Bogdan. Ce are? Un băiat? Prieten Bogdan. Așa. Și ce v-a mai spus? Nu știu nimic. Și de cât timp conversați? Dacă îmi puteți arăta, vă rog frumos, Facebook-ul? O zi, două. O zi, două? Da. Și adresa v-a dat-o chiar ea? Da. Mi-a zis că e singur, pentru că aveți o problemă. Nu, n-am o problemă. Este cineva care a furat pozele de la Facebook-ul nostru. Este soția mea. Eu ce sunt... Ce-o cheamă Sabina? Da, o cheamă Sabina. Și cineva are chef de miștouri. Și urmează să adun probe și să mă duc la poliție, pentru că este nu știu câteva oară când cineva... Cel mai probabil este cineva de aici, din comună, sau care mă urmărește. Eu fiind persoană publică și ea la fel. Și are chef de miștouri. Că v-am văzut pe dumneavoastră. Și în timpul ăsta, persoana aceasta a făcut cont pe site-ul porno pentru numele soției mele, nu are nicio poză porno, că bănuiesc va da numai poze normale cu fața sau ceva. Da. Puteți să-mi confirmați că nu are așa ceva, că nu face așa ceva.
și a luat pozele. Și în momentul de față mi-a trimis de pe un Facebook Sabina H, numele făcut așa la mișto și cu o singură poză de 2-3 zile care se observă că e un Facebook fals, mi-a trimis acum poză cu dumneavoastră care s-a făcut poză din poziția asta către poarta mea și mi-a trimis acea poză mie. Deci persoana aia își bate joc și de dumneavoastră și de mine și de toată lumea. E așa, mi-a zis că e un amic, amicul meu Bogdan, da, care stă cu mine. Da, da, da. Înseamnă că și-a făcut joc de și dumneavoastră și de mine. Nu că își bate joc, are chef și probabil râde singur, care nu are ce face, dar nu pot imagina o persoană că stai așa de săptămâni să fii oameni... Dacă are poza de aici, înseamnă că e un vecin. Păi nu, că e poza de pe Facebook luată. Nu are poze, alte poze decât cele care sunt publicate pe Facebook. Sunt pozele normale, de pe Instagram, de pe Facebook, ca orice om. Asta e problema, că a dat adresa, dar probabil nici adresa... N-am nici telefon, da. N-am decât o poză. Am înțeles. Am văzut că e cineva serios care își poate joc de mine la poartă, individual am crezut că este el, și apoi mi-am dat seama, nu, e mașina, e domnul. Și am făcut legătura și ce am zis, da, ok, bine, nicio problemă, la revedere. Da. Bun, deci, chestia asta nu mă așteptam vreodată să se întâmple. Am stat de vorbă, cam mult spus am stat de vorbă, vreo 5 minute cu omul. Din start mi-am dat seama că el nu știa despre ce e vorba, exact ce a spus individul, că știa adresa și s-a dat drept soția mea. Ăsta ce a zis, că a venit la punct ochit, gata, arde și el astăzi ceva. A zis că eu sunt prietenul sau băiatul ei sau al Sabinei, nu înțelegea mai nimic cu omul respectiv, avea undeva până în 50 de ani, un om normal și un om care nu era, care avea o stare financiară destul de bunicică. Adică un om care efectiv doar căuta ceva să facă, nu căuta relații sau lucruri de genul ăsta sau poate și relații, nu știu care e conversația pe care a avut-o completă cu respectivul cont pe care l-a făcut persoana aceea fals. După ce a conversat toate astea, deci mi-a dat mie aceste, așa, mi-a dat, după mi-a dat un alt individ cu care vorbea, unul Dan, am intrat pe contul respectiv al Sabina Hr, făcut de această persoană care are chef de miștouri. Am intrat pe acel cont, am văzut că avea doar 3 prieteni la profil, am făcut screenshot la toate lucrurile astea, apoi urmează niște conversații cu acel individ care eu am intrat pe profilul ăla, Dan, care este un om normal, care efectiv nici nu știu din ce oraș este, n-are treabă pe aici prin zonă. Era un alt individ care intra pe site-ul acela doar să-și caute partenere și începuse că ieșim prin oraș, că facem nu știu cum, că facem nu știu ce, că are 56 de ani. Și numai una dintre poze pe care am văzut efectiv că era gol, mi-am dat seama că e un dealer dintre ăsta de bătrân care efectiv îl apucă d'amblau și intră pe site-uri de genul ăsta și caută relații sau poate plătește pe OnlyFans și alte nebunii cum fac toți indivizii din ziua de astăzi. Și mi-a dat ăsta că uite alt bărbat care vrea să vină. Deci omul ăsta, deci are prea mult timp. Tu cel care faci treaba asta, ai timp să faci toate conturile. Ai atât de mult timp și mai este cineva care posibil, i-am răspuns înapoi. Deci eu n-am băgat de seama cu 6 luni că îmi lăsase un copil sau un individ, îmi lăsase comentariu și a spus că în numele lui acel rob care fusese în acea perioadă un alt cont făcut acum 6 luni, a spus că e fratele lui care avea 18 ani și că îl cheamă cu tare și că își cerea scuze că băiatul respectiv fusese atunci de acasă plecat, a plecat, că s-a certat cu părinții, că s-a aflat treaba asta pentru că eu am făcut-o public și ori a recunoscut oriceva, nu știu. Ori e varianta să fie 100% o persoană 16-18 până în 20 de ani, ori este un individ pe care eu cred, nu știu sigur, tot așa că este cineva care mă hărțuia pe mine în comentarii între 30-40 sau poate chiar peste 40 are, nu știu sigur, tot semi-redus mental, mă gândesc, ori doar poate foarte nesimțit, îngânfat și arogant, lăsa niște comentarii la adresa soției și alte chestii că ce ar face în comentarii publice pe YouTube. Uneori când îi lăsam comentariul înapoi, le ștergea, dispărea și la orice video aproape îmi lasă comentariu. Nu neapărat de soție, lăsa comentarii legate de video, normale, să presupunem. Apoi a dispărut contul ăsta, nu o să mai pun toată conversația, le-am dat-o direct poliției. A lăsat pe pagina de Facebook, pe una din paginile mele de Facebook, a lăsat comentarii gen că vin să o așa pe soția ta, a văzut un prieten și imediat ar da raport. Dându-i raport, automat i s-a șters contul, pentru că era un cont făcut de o zi, două. Și omul cu care am vorbit afară la mașină spunea că de vreo două zile vorbea
cu respectiva femeie care se dădea drept, gen soția mea. În momentul în care, v-am spus, a ajuns să spună de soție deja, de atunci eu m-am dus și am sunat la poliție încă de acum 2 săptămâni, dar imediat la 30 de minute dispăruse acel cont. Am zis, băi, așa deodată e ciudat. Bun, am văzut că nu s-a mai întâmplat nimic și de azi deodată iar a început. Înseamnă că el tot a făcut pe parcurs treburile astea și a căutat victime, alți oameni pe care i-a pus pe drumuri sau posibil să mă mai trezesc și cu alții. Ăsta deja este un caz de psihopat, nu știu. Nu mă pricep, nu cunosc oamenii, n-am făcut psihologie, dar eu cred că este un om care are probleme mentale. Ori foarte mare ciudă pe mine, ori prea mult timp liber și crede că e o glumă, wow, și râde doar el. La început mi s-a părut puțin amuzantă treaba în momentul când a zis că vin la, băi, ok, oricine poate să zică așa, dar în momentul în care vezi că nu te bag în seamă și tu tot insiști și tot insiști, înseamnă că ai probleme. Deci ai grave probleme. Eu personal nu-l pot afla, dar vom decurge treptat. Am nevoie de oameni, dacă e cineva de la SRI, dacă este cineva care mă urmărește, care vede video-ul ăsta, vă rog frumos să dați un share, vă rog, credeți-mă, soția mea este speriată. Dacă aveți copii, n-aveți idee ce înseamnă să te amenințe un individ psihopat. Poate să fie un pedofil, poate să fie un om handicapat, un om care nu știe ce-l duce capul. N-aș fi făcut video-ul ăsta niciodată, nu aș fi spus public treaba asta. Am dus la poliție astăzi, deci am adunat un teanc de hârtii, de screenshot-uri, cred că nu le-am adunat pe toate. Am fost la poliție cu toate hârtiile, le-am pus în ordine, i le-am dat acolo, am făcut cererea aceea către comandant și tot ce a trebuit. Vor depune dosarul mai departe, am înregistrările toate, tot felul de mici filmări pe care le-am făcut și în ultimele săptămâni, acum câteva luni când s-au întâmplat cu faza cu găinile, 100% este aceeași persoană. De ce gândesc asta? Pentru că acea persoană atunci a aflat adresa, nu știa numărul, nu știa, numărul nu era corect, deci nu era numărul casei corect, dar dacă ai spus automat strada cu tare, bun, ok, trebuie să nimerească. Curierii știau că mă cunoșteau, aveau ea adresa de fiecare dată când veneau, că e aceeași curier care vine pe zonă. Deja mulți curieri după nici măcar nu mi-au mai adus comenzile, mă sunau înainte, alo Bogdane, ai dat comandă că văd că iar e ceva ciudat. Nu i-am dat, bun, nici măcar nu mai veneau. Aia s-a rezolvat, am zis, bun, gata, lăsăm treburile astea, dar când ajungi la amenințări de genul ăsta și lași comentarii la soacră mea, la soție, mie și în privat și pe public, să vadă toată lumea, să aibă impresia că soția mea face ceva de genul și nu face așa ceva. Nu că ar fi defăi mare sau alte lucruri, bă, dar ameninți omul în față, deci ești un psihopat. Și îmi pare rău să zic că ai făcut treaba asta, dar sincer îmi doresc din toată inima și am să lupt ca să se găsească și să se afle vinovatul. Și abia aștept personal. Deci, nu vreau să zic mai multe pentru că n-are niciun rost. Mă duc la poliție săptămânal, la 2-3 zile mă duc și insist la oamenii aia până văd că îmi pun dosarul pe prioritate. Deci, în momentul în care ajunge cineva să-ți amenințe copilul, că vine să-ți ia copilul sau să facă ceva, sau soției și să trimită indivizi dubioși, libidinoși la poartă, care și ăia, efectiv, individul ăla, sunt convins că avea familie, la cum arăta, nu m-am uitat să văd dacă are verighetă la mână, poate nu era de prost să vină cu verighetă la întâlnire. Dar am zis că, bă, n-are treabă omul. Omul a fost prins la mijloc, era în călduri și ce azi s-a pus mâna și el pe un site ăsta și a reușit, hai să vină. Mașina era de Galați, am să arăt public numărul mașinii pentru că sunt pe domeniul public și am să vă arăt numărul mașinii. Dacă îl cunoașteți pe acel individ, feriți-vă de el pe site-uri. Dacă vedeți vreodată vreun comentariu de la vreun cont legat de Sabina, poze de ale mele de profil și vedeți că contul e creat de jumătate de oră, de o oră, de o zi, două, trei, o săptămână, e un cont fals. Orice comentariu pe orice site, pe chestii de genul ăsta, deci gluma asta a luat o întorsătură foarte mare. Am mai întrebat, nu mai zic pe ce am întrebat și chestii de genul, că nu vreau să fac niciun fel de, în fine. Asta o să mai întreb. Dacă cineva care se pricepe și poate să mă ajute, vă rog frumos, pe e-mail, pe Instagram, undeva, scrieți-mi, spuneți-mi alte informații, cum pot să dau de individ, oricum, insist cât mai mult la poliție, la orice. Da? Deci, a ajuns la apogeu, ca să zic așa. E un stres individul ăsta, în momentul de față. Deci, ăsta este un individ care nu ar trebui să fie liber, indiferent care
sunt motivele pentru care ai scris că nu ți-am făcut niciodată nimic, n-am făcut nimic niciodată. Nu cred că ne cunoaștem personal, nu cred că ai vreo treabă. Cred că pur și simplu ai chef de Caterinca. Ești psihopat la propriu.